Toată lumea știe logo-ul Nike, mai puțin povestea lui. A fost desenată de o studentă, acest logo de o studentă care a primit câțiva dolari pentru munca ei. Astăzi brandul Nike este evaluat la 35 de miliarde de dolari. Caroline Davidson avea nevoie de bani ca să se întrețină la facultate. A ajutat un antreprenor american cu un logo pentru noua lui afacere cu pantofi sport. Era fondatorul Nike, Phil Knight. Caroline a fost plătită cu 2 dolari pe oră pentru munca ei, a desenat logo-ul pe un șervețel și a primit în total 35 de dolari. Asta însemna cam 200 de dolari ajustat la inflația de astăzi. A mai primit apoi simbolic și 500 de acțiuni când compania s-a listat la bursă. Le are și acum, iar acestea au ajuns să valoreze aproape 5 milioane de dolari.